Acum un caz interesant care mi s-a întâmplat chiar mie acum câteva luni. Es un ejemplo de cómo alguien puede hacer una empresa sin preparación, sin financiación, sin conocimientos. Trebuie să vă spun că acesta este un exemplu elocvent despre cum cineva poate să facă o afacere fără să fie pregătit în domeniu, fără să dețină niciun fel de informații în domeniu și fără să dețină niciun fel de finanțare. Solamente con voluntad y con un deseo de mejorar su vida. Numai datorită voinței și datorită unei dorințe arzătoare de a-și bunătăți calitatea vieții. Estoy hablando del caso de dos chicas que estaban casadas las dos y tenían dos niños cada una. Vă vorbesc despre două tinere femei căsătorite care fiecare dintre ele avea doi copilași. Las dos trabajaban y no podían dejar de trabajar porque con su trabajo mantenían su familia. Ele nu puteau, ele erau salariate și nu puteau să se oprească din a munci pentru că salariile lor erau folosite în menajul casei. Querían empezar un negocio, pero no tenían financiación, no sabían bien lo que querían hacer y no tenían tampoco conocimientos. Ar fi vrut să întreprindă ceva, dar nu prea știau de ce să se apuce, nu erau suficient pregătite și tatonau. Así que se centraron en algo en lo que sí sabían, que era cuidar a sus hijos. Așa încât s-au concentrat asupra ceea ce ele știau mai bine să facă, să aibă grijă de copiilor. Y comenzaron un blog en internet hablando de las cosas que les pasaban a sus hijos, cómo les gustaba vestirlos, qué les gustaba, cómo les gustaba alimentarlos, etc. Astfel încât ele au lansat un blog în care provocau alte persoane la discuție cu privire la cum să îmbrăcăm pe copii, cum să îi hrănim. Los sábados por la mañana se reunían y empezaron a contactar con empresas de ropa para niños. Iar sâmbetele cele două tinere doamne se întâlneau și începeau să dea telefoane pe la fabricanții de confecții de copii și încercau să obțină într-un fel de locație de gestiune, într-o custodie, mici obiecte vestimentare. A esos fabricantes les pedían que les dejaran un muestrario de ropa en depósito, sin pagarles nada. Astfel au obținut de la acești fabricanți o cantitate de hăinuțe de copii în depozit, fără a fi nevoită să plătească cu anticipație. Y como no tenían dinero para tener esa exposición en un local, en una tienda, porque no podían pagar una renta, dar ele nu aveau bani ca să închirieze un spațiu să facă o expoziție cu vânzare cu acest obiect. Una vez cada tres meses, un sábado y un domingo, alquilaban un local de un hotel como este y ponían toda la ropa en exposición. Atunci nu-și permiteau decât o dată la trei luni, sâmbătă și duminica, să închirieze o sală ca aceasta de aici și să-și expună hăinuțele pe care le aveau cu custodie spre examinare și cumpărare. Hacían la ropa en exposición y la vendían. Reușeau să vândă. Es lo que se llama un showroom. Ceea ce noi numim un showroom. Con el dinero que tenían, pagaban la ropa que les habían dejado en depósito y se quedaban con la diferencia, con ese margen. Ele își achitau din banii obținuți hainele pe care le luaseră în custodie și rămâneau și cu un supliment pentru folosul propriu. Empezaron a darse cuenta que la ropa que les sobraba la podían vender si la colocaban en internet, en su página web. Dar le mai rămâneau haine în depozit și și-au dat seama curând că le pot vinde prin intermediul internetului. Y así, gracias a un amigo, hicieron una página web que se llama www.perestrosajimena.com. Astfel încât afacerea lor se numește www.perestrosajimena.com, donde vendían esos restos de stock. Și pe acest site își vindeau stocurile rămase de hăinuțe. A día de hoy, ellas siguen trabajando cada una en su trabajo. Trebuie să vă spun că ambele continuă să lucreze ca și salariate și în prezent. Pero su empresa factura 4.000 euros al mes. Dar mica lor întreprindere are o cifră de afaceri de 4.000 de euro pe lună. Que no está nada mal para alguien que no tiene empleados. Ceea ce nu este deloc rău pentru cineva care nu are salariați. No tiene experiencia. Nu are chiar costuri de întreținere. No tiene preparación. Persoane care nu au niciun fel de pregătire y no tiene financiación ninguna. Și niciun fel de finanțare. Es un ejemplo de cómo con 0 euros, con 0 leyes,
se puede empezar un negocio. Ya de, au început o afacere cu 0 lei, 0 euro. Solamente con dedicación. Numai cu dorință și cu dedicație. De voluntad. Voință. Y detectando la oportunidad que hay en su entorno. Și identificând oportunitatea care se afla chiar lângă ele. Ustedes tienen ahora, gracias al programa de desarrollo rural, muchas oportunidades. Datorită programelor de dezvoltare rurală, dumneavoastră sunteți în posesia, sunteți, aveți la îndemână foarte multe oportunități. Como nosotros tuvimos hace tiempo en España. Așa cum am avut și noi la vremea noastră în Spania. Aprovechenla. Vă rugăm să vă folosiți de ele.